impresii doar pozitive. Și să spun, nu prima dată am participat la cursul de 5 luni de Instagram, Facebook, dar asta e primul curs, după care, într-adevăr, am înțeles destul de adânc structura și logica la toate companiile astea. Pentru mine era important să înțeleg logica. Din motiv că, în cazul în care am să apelez la o persoană sau niște servicii outsourcing, ca eu să înțeleg ce mi se propune și unde sunt punctele de repere pe care eu le pot să le controlez. Ce util? Iarăși ține de logică, da? Ca să înțelegem însăși companiile și ok, am văzut ce înseamnă business manager, dar pentru mine era important și însăși structura era important să o înțeleg pe etape. Plus la asta, din motivul că doar nu sunt discutat doar despre Facebook, aici erau, mai erau și aceste aplicații suplimentare care mi le-am dat, erau relevante pentru mine. Cei ce ține de metrică, tot era important, fiindcă avem în paralel și site și vrem să combinăm toată chestia asta ca să lucreze ca un motoraș integru. Am aplicat în practică cei ce mi-am propus. Eu am vrut, pe Lindicul deja care nu l-am făcut aparte, am vrut să instalez cei ce ține de Yandex Metrica, de Google Analytics, de Facebook Pixel, treaba asta am vrut, plus la asta am vrut să monitorizez, da, toate mișcările care la noi apar pe site. De ce? Fiindcă la moment dorim să propunem niște companii, în timpul de curs, în două luni, ascultând diferite, spunem așa, el a explicat mai multe case-uri care au fost, da, și am analizat cam cei ce o să meargă pentru mine. De ce? Fiindcă și noi avem o nișă destul de îngustă, adică pentru cei ce îmi trebuie mie este nișă destul de îngustă. Și cum să ajung la utilizatorul meu, adică sau pacientul meu final, spune așa. Că totuși suntem în medicină, da? Cum aș recomanda? Nu, în primul rând persoanelor care ar dori să-și propui serviciile sale calitativ. Da? Adică să fie... Eu, sincer, când stau pe Facebook și văd fel de fel de informații care nu se atârnă la mine, minim asta mă deranjează. Și eu nu aș fi dorit să fiu acea persoană care să deranjez pe altcineva în situația în care el nu are nevoie de mine. Este foarte greu de făcut chestia asta, dar e posibil. Și Dumitru face treabă